Raja va executa lucrări de modernizare și sectorizare la nivelul rețelei de distribuție apă potabilă din municipiul Constanța. Din această cauză, furnizarea apei potabile va fi întreruptă miercuri în intervalul orar 8.30-18. Vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din următoarele zone. Zona centrală. Perimetrul delimitat de străzile Călăraș, Igheduca, Avram Iancu, Bulevardul Ferdinand, Mihai Viteazu, Traian, Sulmona, Bulevardul Tomis, Călăraș cu punctele termice aferente. Tronsonul cuprins de străzile Ion Lahovari, artileriei Mihai Viteazu, Topraisar, Ighe Duca, Castanilor, Ion Lahovari. Cartierul Coiciu, zona delimitată de străzile Izvor, Andrei Mureșanu, Portiței, Răsuri, Trandafirului, Poporului, Izvor. Perimetrul delimitat de străzile Viforului, Bulevardul 1 Mai, Prelungirea Traian, Viforului și Punctul Termic 181. Spitalul Universitar CFR, situat pe Bulevardul 1 Mai. Cartierul Compozitori, și zona cuprinsă de străzile Baba Novac, Soveja, Izvor, Dionisie cel Mic, Alea Venus, Bogdan Vasile, Baba Novac. În același interval orar se va furniza apă cu presiune scăzută în zona peninsulară, piața Ovidiu și pe strada Mircea cel Bătrân, între strada Decebal și piața Ovidiu. Toți consumatorii afectați de această lucrare sunt rugați să-și asigure rezerva minimă de apă pentru consum și uscaznic în perioada în care va fi sistată alimentarea cu apă. Raja își cere scuze pentru neplăcerile create abonaților pe care îi asigură că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în timp operativ.